Acoperișul primăriei Târgu Jiu intră în reabilitare la 4 luni de la cutremurele care l-au distrus. Ministerul Culturii a aprobat o variantă care exclude coșurile de fum, acestea fiind obligatorii până acum, deoarece clădirea este una de patrimoniu. Coșurile de evacuare s-au prăbușit în luna februarie la cutremurele de peste 5 grade și au distrus și mai multe mașini. Lucrările trebuie realizate în această vară, spun autoritățile locale. Este finalizată procedura. După cum vedeți, o parte din schele au fost aduse în incinta primăriei municipiului Târgu Jiu. Este o societate care a câștigat licitația proiectare cu execuție. În momentul de față avem toate documentele necesare, inclusiv avizul de la Ministerul Culturii și, de data aceasta, Doamne ajută, din cele 3 variante de proiect, după explicațiile pe care le-am dat la Comisia Națională, ne-au acceptat varianta reabilitării acoperișului clădirii primăriei municipiului Târgu Jiu, fără coșuri de evacuare. Deși legislația în vigoare impunea la un moment dat reabilitarea clădirii în forma existentă anterior, după memoriul pe care l-am făcut Comisiei Naționale, care a avizat acest proiect legat de primăria municipiului Târgu Jiu, și dumnealor au înțeles că pericolul cel mai mare pentru tot ceea ce înseamnă eventuale cataclisme în viitor îl reprezintă acele coșuri. Licitația pentru realizarea lucrării a fost câștigată de o firmă din Târgu Jiu. Valoarea acestora este de 900.000 de lei, suma alocată de guvern pe situații de urgență.